Câinele cel bătrân. A fost odată un țăran care avea un câine bătrân. Acesta îl slujise cu devotament timp de mulți ani. Dar fiind bătrân, se gândi că nu-i mai poate fi de niciun folos și vorbi cu soția lui cum ar putea scăpa de el. Câinele, care auzise totul, se întristă peste măsură. Merse în pădure la prietenul său, lupul, și povesti ceea ce auzise. Nu-ți face probleme, bătrâne, îi spuse lupul. Mâine stăpânii tăi merg la seceriș și vor lua cu ei copilul. Îl vor lăsa la umbra unui pom, iar tu vei sta prin apropiere. Eu voi răpi copilul, iar tu mă vei urmări și îl vei lua de la mine. În acest fel, stăpânii tăi își vor da seama de devotamentul tău și te vor primi cu onoruri. Nu vei mai duce lipsă de nimic și mai ales de aprecierea lor. Îți mulțumesc, prietene, pentru ajutorul pe care mi-l dai. Planul tău e foarte bun. A doua zi, oamenii merseră la seceriș și luară și câinele cu dânsii. Ca din senin apăru un lup care luă copilașul pe care îl lăsaseră mai la o parte. Când văzu în acasta, câinele se luă după lupul cel rău și se reîntoarse într-o clipită cu copilașul, care era teafăr. Văzând acest lucru, țăranul îi spuse soției sale: nu mă voi atinge de niciun fir de păr din blana lui. Câinele nostru, cel credincios, va avea parte de mâncare și un culcuș bun atâtea zile câte o mai avea, chiar și atunci când nu ne va mai fi de folos de fel. Eu ți-am spus, omule, că un câine bătrân e un câine credincios și că e bun la casă. Un câine recunoscător valorează mai mult decât un om nerecunoscător. Asta ar trebui să știi.